ce fac? Păi până să mă apuc să culeg, da, mai copilesc. Știm că le-am cărnite deja, nu o să le mai las să piardă nutrienți aiurea, ci să-mi bage în rodul deja existent. Și trec ușor printre și tot ce consider că nu mai are sens pe plantă, elimin. Astfel încât să nu-mi fugă nutrienții aiurea, da? Uite, și aici. Unul mic. Chilarin. Hop. Aici la fel. Mă apuc până aici, dau jos. Aici am niște avortări. Ia, să mă uit mai atent. Să nu tai degeaba, știți, să nu am cumva... Am rod acolo, deci îl mai las. La nivelul ăsta, posibil să mai facă jos. Dar aici, jos. Da? Frunze, ramuri întregi. Hop, jos cu el. Și uite, tot așa, continui această copilire târzie, încât să grăbesc conducerea nutrienților către rodul deja existent. Și așa fac cu toate. Uitați, aici are un copil destul de sănătos. Dacă n-aș vrea să fac altă cultură în masa asta, l-aș lăsa, poate, să fac o gonelă. Dar măcar să nu se coacă mie toate până pe aici pe sus. Da? Am etaje la greu. 1, 2, 3, chiar 4. Mi-a mers foarte bine, sunt tare mulțumit. Sunt bune de cules, dar întâi am defoliat, vreau să defoliez, să strâng tot, să culeg și apoi să aplic ulei de nim, fertilizant înainte și apoi ulei de nim. Să mai dau un boost, un aplomb. Uitați, asta e și galbenă deja. O elimin. Jos cu ea, studiez în același timp, cu lupa pe după mine. Aici, iar, ce vă tot spun, nu mai am rod decât tocmai acolo sus, da? Păi, atât copilul ăsta, uite ăsta mic, pe care îl elimin eu acum, hop, și ramura asta, nu își mai au sensul. Cum și aici, mănâncă, nu trăiesc degeaba. Da? Și tot așa urmăresc, aici la fel. Am rod, mai am rod, am jos de tot, am pe brațul celălalt. Nu mă deranjează să elimin atât copilul ăsta mic de aici, uitați-l, cât și brațul cu totul. Hop, la ramură. Pardon, ramură, da? Și tot așa, ușor, ușor, acum sunt foarte atent că vreau să și filmez, uitați, iarăși. Aceeași poveste. Am un copil aici, renunț la el, dar renunț și la ramura asta, toată. Nu doar la o frunză, la toată ramura cu frunze, da? Aici la fel, mă uit. Aici a fost cules, îl dau jos, nu mai trebuie. Și uitați așa, ajut plantele, da? A început ploaia din nou. Acea minunăție de vreme pe care eu o ador în solar, când sunt în solar. Plouă frumos. Aici, din nou. N-am rod până aici, am tocmai aici rod. Ăsta e culcat brațul. Renunț atât la copil, cât și la creanga asta, ramură sau creanga, același lucru, da? Deci la fel, mă uit. Asta mai are sens, o las eu, nu mai are sens, pentru că are flori, dar nu o să mai stai eu să facă rod acum. Mănâncă nutrienți degeaba. Apoi adun tot de aici, rămân ca mâine să aplic tratament nutritiv și poi mâine tot bio ulei de nim. A mers foarte bine. În afara unor ploșnițe, prăzlețe, care am văzut că s-au concentrat pe un fir de tomate și l-am eliminat, nu prea mai am. Le-am cules cu mâna, au fost o două, merg înainte. Mă uit, ăsta nu are mare sens, nici copilul, nici creanga asta. Am dat-o jos. Și uitați, tot așa continuă. Azi e zi de curățenie vegetativă. Vă salut și eu îmi fac pasiunea cu drag. Da, m-am hotărât tot așa, făcând
să fac și un material prin care să vă arăt decizia mea inopinată. Pur și simplu acum, lucrând la ce înseamnă defoliere, mi-am schimbat ustensila și trec la cârnire agresivă și defoliere agresivă în tomate. Pur și simplu le retez tot la nivelul sistemului de palisare, da? Astfel încât să se coacă repede și să termin cu cultura asta în maxim o lună, încât să-mi pot să trec la pasul următor, proiectul cu cherry. Lăsadul fiind gata de repicat în maxim 10 zile, zic eu. Ce fac? După cum vedeți, rad tot. Le aduc la nivel, le tund. Ele sunt cârnite, dar au mai dat copii și mănâncă nutrienți. Și eu nu vreau asta. Și mă bag și chilăresc tot. Dacă tot am trecut la... Chiar dacă am flori, chiar dacă nici nu mai contează, am rod 2-3 etaje pe fiecare, mai mult decât m-am așteptat. Ceea ce înseamnă că eu îmi permit acum să coc doar ce am. Să se coacă doar ce rod am. Și profit de faptul că toți sunt la zi de curățenie. Și în momentul în care voi intra cu saci menajeri mari să culeg tot ce am defoliat la vinete și la ardei, iau tot solarul la mână. Da, uitați. Sunt aici, la nivelul sârmei, jos. Un pe masă, frumos. Și îmi luminez. Lumina scade. E jumatea lui august. Deja oricum sunt probleme. Căldurile ușor scad. Mă uit bine ce fac și renunț fără milă la vârfurile de creștere. Aici am rila, care s-ar fi dus mult și bine dacă eu aș fi lăsat-o. Sunt atent să nu-mi tai sforile, ața de palisat. Și chelesc tot. Pur și simplu ca o frezare, ca o tunsoare, da? Uite, asta am decis eu acum. Așa fac. Cum vă spuneam, nu e nimic bătut în cuie. Fiecare face cum consideră. Își asumă. Eu relatez doar cum fac eu, nu că e regulă. Nici de cum. Mi-am lăsat suficient bagaj vegetativ încât să-mi susțină, din punct de vedere culinar, da, bucătăria plantelor. Ca atare pot renunța la vârful de creștere. Și o să am de câștigat un rod cu care eu am zis că o să împrind grădinarii din urmă. Nu numai că i-am prins, îi voi și depăși pentru că am coacere foarte timpurie în comparație cu momentul plantării. 1 iunie. Și uitați, așa continui și mă duc pe tot rândul până în capăt să fac chestia asta. Am vrut să vedeți cum fac. Pur și simplu, mă uit unde am ultimul rod, să aibă frunze, și în rest renunț. Da? Dau jos. Mă întind. Evident, și copilesc când cobor cu privirea. Fac lumină. Aici deja o să fie lumină, o să fie un oras așa. Tot solarul. La cherry nu va fi probleme, că ele sunt joase. Nu s-o să fac tot filmulețul, am doar să vă arăt ce decizie am luat. Încât să aveți și un astfel de mod de lucru. Am tomate, ok, am rod, le las, pe
aici o să le cârnesc, o să fie tunse toate frezate. Salutare!